Agricultorii muncesc cu zor la recoltarea soiei și a plantelor oleaginoase. Aceștia spun că au început să resimtă efectele secetii. Roada mediei pe un hectar la floarea soarelui este de 1800 kg. Ei spun că producția este de două ori mai mică decât în ultimii 3 ani. Potrivit datelor statistice pe țară, se preconizează o recoltă de aproape 300.000 de tone de semințe, cu 60% mai puțin față de anul trecut. Chiar dacă recoltarea este în toi, agricultorii spun că nu prea au ce strânge. Potrivit estimărilor, recolta de floarea soarelui va fi cam în jumătate în comparație cu cea din anul trecut. Fermierii preconizează să strângă puțin peste o tonă de semințe de pe un hectar, în timp ce anul trecut producția depășea 3 tone la hectar. Recoltarea floarei soarelui este în toi, sunt recoltate peste 50% din cele 8.042 de hectare. Roada medie constituie 1,8 tone la hectar. Până la sfârșitul recoltării vom avea rezultate finale și probabil cam astea vor fi și rezultatele. Un rezultat nu prea îmbucurător pentru fermieri, parcă ploaia au fost, însă rezervă de umiditate în sol nu a fost și de asta roada a fost la independență de precipitațiile căzute anul curent. În total, în raionul Glodeni au fost semănate 8.822 hectare de floarea soarelui. Agenții economici speră la o majorare a prețului pentru un kilogram de floarea soarelui, care ar putea să le acopere cheltuielile. În prezent, un kilogram de floarea soarelui poate fi procurat la 6,50 lei.